Astăzi a avut loc adunarea generală a Asociației Comunelor din județul Mehedinți, în care au fost dezbătute și aprobate foarte multe proiecte menite să îmbunătățească activitatea internă a filialei Acor Mehedinți. În același timp, aceste puncte vin în sprijinul modernizării activității din administrația publică locală. Cătălin Drăghici a arătat astăzi faptul că este omul potrivit la locul potrivit și împreună cu ceilalți membri ai organizației sunt dispuși să facă tot ce este posibil pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Problemele administrațiilor publice locale sunt numeroase, iar primarii implicați sunt într-o continuă căutare de soluții pentru ca cetățenii pe care îi reprezintă să beneficieze de servicii de calitate. Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a fost înființarea compartimentului de urbanism și amenajare a teritoriului în cadrul Asociației Comunelor din România, filiala Mehedinți, lucru ce va facilita eliberarea certificatelor de urbanism și autorizații de către primăriile care au nevoie de suport în acest sens. Astăzi, după cum ați putut vedea și dumneavoastră, a avut loc adunarea generală a Asociației Comunelor din România, filiala Mehedinți, în care am discutat mai multe proiecte de pe ordinea de zi, printre care aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și au mai fost și alte puncte, printre care consideră unul dintre cele mai importante puncte a fost cel de înființare al serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului, după cum bine știm, atât la nivel național cât și la nivel județean, primăriile au un deficit al arhitecților șefi cu privire la eliberarea autorizațiilor și tot ce ține de sectorul de urbanism. Toți primarii au fost de acord, cei prezenți la ședință, și cu siguranță va fi un lucru benefic pentru toate unitățile administrative teritoriale din județul Mehedinți. Un alt punct discutat în cadrul ședinței face referire la digitalizarea sistemelor folosite de administrațiile publice locale, prin care se încearcă simplificarea relației cetățean-instituție. Primarilor aflați la adunare le-a fost prezentat un sistem performant, atât de realizare de la zero a unor documente, cât și organizarea acestora într-un cadru mult mai eficient. Există un mod de redactare care respectă legea 24, legea cu privire la regulile pe care trebuie să le respectați în elaborarea documentelor și lucru pe care foarte puțini îl fac. De ce? Pentru că în majoritatea situațiilor, fiecare din cei care editează documentul își pune amprenta personală pe document, ceea ce nu oferă un mod unitar de lucru. Ce se dorește de la instituțiile publice în momentul acesta? Se dorește standardizarea și drumul către digitalizare. De asemenea, nici subiectul atragerii fondurilor europene nu a fost neglijat de cei prezenți. Acest lucru arătând faptul că la nivelul județului Mehedinți, majoritatea primarilor depun eforturi substanțiale pentru a dezvolta cât mai mult comunitățile pe care le conduc. Se depun proiecte cu finanțare de 100%, cu ajutor de 1 milion de lei și pentru comunele care sunt asimilate stațiunilor turistice, ajutorul este de 2 milioane de lei. Repet, ajutorul este de 100%. Eu vă recomand să faceți de așa natură, să depuneți proiecte pentru că stimulați și comunitatea să-și cumpere mașini electrice. În plus de aceasta este și un beneficiu pentru primării, pentru că încasați niște venituri din acele stații de încărcare. Sunt niște termeni de până? Termenul este până la 1 martie, dar până se termină pașii. Dacă ne mișcăm repede, putem să le depunem foarte repede. Prin această prima adunare a Asociației Comunelor din județul Mehedinți, conducerea acesteia speră la o cât mai bună colaborare cu toți membrii, pentru ca împreună să aibă rezultate notabile care să se reflecte în nivelul de trai al cetățenilor.